Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod la Căsuța din Păduri. Am dat comandă de o mașină de balastru pentru alei, pentru că noastră e stricată. Da, uite așa o mașină dacă ne luam. Ce vrei? Asta nu luăm și de asta. Da. Ia să vedem cum basculează. Asta da mașină. Ce vorbești, domnule? Asta e forțoasă. Văd. Da. Și asta basculează și pe o parte, nu ca a noastră. A noastră basculează mai în spate. Ia uite, are forță, are. Are. Ce vorbe. E extraordinar. Da. Exact cum trebuie. Exact cum trebuie, Cornel. Dar cum, mă? Ia. Era bun dacă aduceam ușa, ce e mare. Ia. Mergi. Uite, dacă aducem vreo 100... Uite așa, să aducem mașini de astea. 200, aducem de alea mare. Da, uite așa, 200 de astea măcar. 50 de cele mari și gata. Dar tu stai să mai stai 3 milioane și ceva. Nu, da, nu trebuie să stai o secundă la drumă. Pe care? E la cu cheate. Aici alea, fata. Deci azi ne-am de trasă, trebuie să ne apucăm de... Da, ne apucăm de alei. Dar facem altfel, eu fac asta și tu faci la betoniera. Mai am palatul, dar tu ai parale? Ați cărcat o bujună, ai parale? Lasă-l, domnule, să pleci, închide porțile. Închide poarta. Mulțumim, îi zice mulțumim și la revedere. Cine are nevoie de balastru să apeleze la domnul, că aduci și gratis. Da, aduci și domnule gratis. Du-te-le, du-te-le, paralel. Acum mă duc, acum. Hai la Pepen, Pepen, Pepen avem! Gata, uite, vin cu totul. Și dacă? Hai la Pepen, Pepen, Pepen avem! N-are nici așa. Hai că eu mă duc să scot apă. Cu goarna ta. Cornele, Nicole! Uite, domnule, de ieși și așa. Și dacă s-aude? Cornele! Mi-e foame, bă! Și dacă mă aud? Lasă! Lasă, domnule, dacă mă aud și! Corneliu, mă aud, bă! Haide, domnule, hai să facem treabă, gata! A, nu, domnule! Asta tu trebuie să o îngropi! M-am informat pe internet, am citit de la Baba Vânguța. Ce Baba Vânguța? Da, domnule, trebuie să te duci și să îngropi, dacă ai spart o oglindă, trebuie să o îngropi într-un șanț. Să o faci flenduri-flendurieli, ca să se ducă ghinionul. Serios, domnule, vin în coași. Dacă nu te zic. Cornele, mi-e foame,
Cine? Hai să duci mântaie oglinda să pasei. Haide, bă. Hai să ducem oglinda. Tu ai pus-o, tu trebuie să o duci. Acum o dușim, nu se ține, cu cât o ții mai mult în fața casă, cu atâta băbuța, vânguța, au zis că e ghinion. Băbuța ta, uite, cu vânguța. Ia așa e, cum se cheamă, ia așa e, e sapa. Și hai să mergem să o îngropăm, trebuie să o faci flenduri. Haide, domnule Oleac, să rezolvăm problema asta întâi. Fiecare minut care stă în fața casă e ghinion. Hai! Băbuța, vânguța, au zis că trebuie să îngropăm oglindă în... spatele casă. Haide, domnule. Hai să o îngropăm dacă... Dacă vrei să nu mai țip, hai să o îngropăm. Haide, băi. Băi, ies apa. Fii atent, vin o leac la mine. Băi, n-are... Las-o leac, facem după așa acolo. E cam denivelat. Băi, vin încoa. Vine să... Tu trebuie să faci asta, nu eu. Vin încoașe. Lasă, hai să rezolvăm problema întâi cu băbuța vânguța. Vin încoașe. Și cu oglinduța. Haide! Dacă nu, îți țăp. Hai încoașe, vină. Ue, trebuie să o faci flenduri. Am știut eu pe internet la băbuța vânguța. Vin încoașe, domnule, și stai acolo. Hai să o spargem. Trebuie să o faci flenduri, flendurieli. Așa. Și după aceea trebuie îngropată. Într-un șanț. Trebuie îngropat într-un șanț în afara curții. Da. Și zic că și trebuie să zic. Da, domn, băbuța vânguța, n-auzi? Hadi. Dă că o sparg eu dacă nu. Dă că o sparg. A, uite, ai grijă prostilor, uite, n-auzi tu, băi. Uite, uite cum mă lungește. Cum adică? După ce ești ascunsă, te zic atâta lumea. Ai ascuns oglinda în pământ? Te auzi, te auzi, te auzi. Hai, lasă-mă audă și... Te auzi, preotul, tași. Dacă o să iei eu să o strâc, dacă nu te-o fac flenduri. Dacă o strâc și asta 100 de lei. Aha, da, 100 de lei. Aha. Dă-mi și tu cu sare pe jos, vezi. Ce ce faci? Poți să dă-i un gos. Și auzi că să fim atenți să nu rămână băbuța vânguță, auzi să nu rămână niciun șob. Că fiecare șob de oglinduță care a rămas aici, e... Și lăsă prostiile astea, superstițiile astea tale, uite. Hai în pădure. Stai cu minții, nu rupi pantalonii, că nu mai facă nici o treabă, Nica. Treaba-i cu pantalonii. Vin încoace. Hai, ce luați portocalii, pitrini? Deschide poarta. Uite și mă freacă pe mine cu oglinda lui. Domnule, tu ai pus oglinda, tu ar trebui să faci chestia asta. Să căutăm un șanț. Unde găsim noi un șanț? Ce șanțe? Uite în șanțul pădurii aici. Și nici tu mai băgat încă prostiile astea. Gata, tași. Tași, mie. Baba Vanga. Tu și uite, uite preotul. Să știi, eu nu știi? Nu știi de vangă. Uite un șanț, trebuie făcut aici, să nu cu asta. Haide, domnule, mă tări. Nu le-am coasă după mine. Unde te duci? Vină, domnule. Ai dai șanț aici? Da, e șanț. Nu, așa, la acolo e șanț, nu? Da. Da. Dar și șanță și... Trebuie, domnule, că așa au zis. Într-un șanț. Trebuie adus prilet. Tași, ui, tași. Uite-și. Uite-și, acum... Ia și trântește-o tot acolo. Haide, băi, măi, măi. Domnule, tu ai pus-o, tu... Eu am spart-o? Tu ai spart-o? Eu, dar tu ai pus-o! Dar nu contează. Ah, o zis că eu, dacă am spart-o, eu un grop și tu trebuie să zici un...
Ce mă implici pe mine incantazul ăsta tot? Un, cum să zice, o incantezimu, cum nu incantezimu? Cum să zice? O cantitate nu, supranaturală. Ha, de domnule, nu pot să-i de tale. Bă, Leo, trebuie plândurit-o, plândurit. Păi, poate-ți dai în ochi, mai stai și o loc de ochi. Ce trebuie să-i cap prostit? S-a interesat el cu vangaruța, cu vanga. Da, acum tu trebuie să o îngropi. Adică... Vino coași, că trebuie să zici și o ocară. Și voi mă băga pe mine prost. Cum să nu te bag? Vină-n coași. Te zic, stai așa. Dacă nu vei, te zic la toată lumea. Vină-n coași și zi. Vină-n coași. Așa. În timp și îngropi, zici, repezi după mine. Hai. Îi dau un topor la șeful. În timp și în grup, îi răpez după mine. Hai, așa. Oglindi, oglindi, oglindoiu. Oglindi, oglindi, oglindoiu. O flenduri, flendurița, flenduroiu. Flendurița, flenduri, flenduroiu. O flenduri, flendurița, flenduroiu. O flenduri, flenduri, flendurița, flenduroiu. Bucățeli, bucățeli, bucățoiu. Bucățeli, bucățeli, bucățoiu. Ca să auză, bă, bă, vanga, vanga, vanga. Băbuța, băbuța, așa, și dacă, domnule, o femeie și asta, și... Repetă 3 ori. Oglindi, oglindi, oglindița. Nu, domnule, de 3 ori, după cum ziceam eu. Trebuie, dacă nu-l zici corect, nu se prinde. Oglindi, oglindi, oglindița. Oglindi, oglindi, oglindița. O flendurit, flendulo, flenduloiu. O flendurit, flendurit, flenduloiu. Încatezi-mă, cazezi-mă, cazezi-mă. Încatezi-mă, cazezi-mă. Îngropat, îngropat, îngropat. Îngropat, îngropat, îngropat. Să se ducă ghinionul. Dă-i mai repede, domnule. Să se ducă ghinionul, să se ducă lui Idian. Păi, domnule. Domnule, dar nu facem nica de rău. Am îngropat o oglindă în fundul curță. Acum fără glumă, fără panaram, fără nica, uite așa. Trebuie să repet după mine, dar repet, că dacă nu repet, ca lumea nu se prinde. Eu așa am citit pe internet. Uite acum citesc. Oglindi, oglindi, oglindoiu. Nu mai tare, domnule, să aud oglinda. Oglindi, oglindi, oglindoiu. Oglindi, oglindi. Ce până asta? Băi, lasă-mă, mă pun. Oglindi, 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 oglindi. Bă, de la capăt! Păi dacă ai greșit! Flenduri, flenduri, flendurița? Flenduri, flenduri, flendurița? Oglindit, oglindi, oglindoiu? Oglindit, oglindi, oglindoiu? Cornel, Cornel, Corniloiu? Cornel, Cornel, Corniloiu? Am îngropat, îngropat, îngropatul? Am îngropat, îngropat, îngropatul? În fundul curță ca să dispară ghinionul. În fundul curță ca să dispară ghinionul. Bun, hai. Scuipă. Ha? Scuipă. Ce scuipă? Acolo, scuipă. Da, scuipă. Dacă nu, uite, uite acum, țup în gura mare, scuipă, domnule, scuipă acolo jos. Așa, gata, hai. Scuip și eu. Gata. Da, scuip și eu. Păi da, nu trebuie să scuip și eu. Da, păi nu? Roaba și bătine. Am rezolvat acum. Dar nu mai, nu mai vorbi. Nu mai vorbi, nu mai vorbi. Dar dă-ne roaba și e ca lumea. E roaba ca e lumea meu, uite cum o tărit pe el. E roaba ca lumea meu. Lasă-o, domnule, și treaba-i cu roaba. Cum mergi cu roaba? O tări ca pe un cânt. Nu mai faci de ezi niciodată, Corneli, că... Stai, uite, 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 ia-mi ai pe deal. Ui, nu mă fă de râs. Să dacă s-aude și ea. Ui, uite. Uite, așa, uite. Ui, măi, ca domnule. Să mă apuc de acum să pui, pui două grinzi, este frumos. Asta o tai de aici. Tai odată așa ca să coboare în jos. De aici. Și pe urmă ne apucăm să turnăm toată chiatra asta, o punem înapoi ca să facem ordine aici pe margine frumos. Bă, n-auzi? Bă! Ia uite, eu ce am văzut, acum am văzut. Eu ce am văzut. Ia uite, ia uite la stup.
Ia uite-te la stup. Să știu nebun, o crescut stupul. Cum să crească stupul, ue? O crescut, cum să crească? În urmea o să bagi meri și-o făcut al stup. Tu te văd de aici acum. Și-o făcut etaj, domnule, și mansardă. Tu te o mie de ani. Tu te văd de aici așa, cred că, a venit, cred că iar a venit domnul Turcea. Și o bagat un magazin aici. Da. O bagat un magazin aici. Ba da. O bagat un magazin aici. Hai grijă să nu te înțechim. Băi, dacă te-am țapat vreo 5 bucăți de astea, ai încurcat. Să știu, nu e bun. Da, o bagat un magazin aici. Ui, dar și zboară, ui, albina, ui. Ui, dar și e aici. Ide să mă uite-o leacă în magazin aici. E în frică. Mi-e frică dacă te-n țapă. Iotile, ui. Și de albină, ui. Ide să o leacă. Capacul. Capacul. Care capacul? Capacul ăsta. Dar de ce să disfac capacul? Să vedem și acolo. Dar nu poți să disfaci acum, acum s-a agitat. Dar când disfaci, mâini? Ei, lasă, că le desfac eu când am nevoie de mieri. Numai din părul ăsta, sau și ăsta, măr. Măr. Numai din mărul ăsta cât, da, cât nectar culege. Da. Bun, hai du-te și scoate apa acolo, șapă, ca să mă apuc să termin cu lemnile ce le fac acolo. Și alimentează instrumentul, utilajul. Păi și grasă e. Asta tot e sevă de dinozaur. Și dinozaur. Da, domnule. Asta e sevă de dinozaur. Toți dinozaurii care au deședat pe câmpul de luptă. Deci au fost la luptă dinozaurii? Da, s-au luptat între ei. Și povie deședea de copii, cred de lumea de tine. Dar cum se rădă, domnule, lumea de mine? Toți dinozaurii și toți copașile și toate cele, toate sunt acolo. S-au adunat toate acolo și au făcut motorină. Da, motorină au făcut din țăi. Da, din ce au făcut? Din petrol. O prelucrează și faci motorină. Și petrolul, ai văzut cum e petrolul? Ai pus vreodată mâna pe petrol tu? Da, tu ai pus, măi. Da, cum? Știi cum e? E așa ca o vaselină neagră și unsuroasă. Nu lăsă-l acolo. Da, ai lăsat. Să și gram ai lăsat. Care, ai un kil de motor, da? Acolo. Dar și vrei să-și fie. Ia să vedem cât e. Cât s-a umplut. Oh, măi, trebuie nici măcar la jumătate, măi. E mare de vreo 30 litri. Da, de ce le alimentați, vrei să faci? Vreau ca să lăsă pentru asta. Cu excavatorul? Da. Uai! Da, ai utilaj de acolo, ai uitat de hârleț. Ai uitat? Da, am uitat. Ia uite, băi, băieți. Săp așa, să vezi tu, ca să vii în pământul ăla. Ei, treaba ta, cum știi. Cu asta sigur mă aude. Păi da. Ai grijă! Te rog frumos să ai grijă! Păi lasă așa, mă, băi, lasă nu-i îmblac prostie și ei, de ce? Termină, băi! Ai grijă, domnule, pornește-mi! Eu te-l prendesc așa, lătă-te. Să te împing de păcat de să faci probleme de astea cu mine. Dacă ai pus mâna pe el, ai pus mâna pe mine. Ascultă ce zic eu. Și m-aș râde. Și m-aș râde să nu pornească acum. Să-i bate. Cornelii, mi-e foame! 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 Mă,
Gata, l-am pus pe repet, de acum nu mai trebuie să zic eu. Nu mă dau, apăs butonul și ala și gata. Îl flenduresc, știi cum? Ai clanson, nu mai păț. Claxon, clanson, claxon. Și bucuros el când se suie el la excavator. Excavator, de fiecare dată zic excavator. Aghea așteaptă, aghea așteaptă să urci la el, să-l manevreze. Am să-l zăpășesc azi tătă ziua, dar tătă ziulica să-l zăpășesc cu... Cu? Stai că ne-am prins asta aici. Aaaa. Haide, domnule. Băi, nu mai poți să o scot din număr. Cu asta. Tu stai ce? Cu asta. Cornel Ilizone. Cornel Ilizone. Ha, ha, ha. Op. Oh. Oh. Ia să vedem cum hrâșcă-i, cum intră gheara în pământ. Ce vrea el să facă aici, nu știu, ia. Să rădășini să ia. Rupi rădășini, rupi tăt. Da, cred că face treabă bună. Cred. Dar e vreo, știi cât e? E vreo 24 de ori. Nu, cât în excavator, nu mai dau că nu s-aude. El e acolo, aude motorul și nu s-aude, ce zici? Ia uite-l, bă, băiatule. Hai că se pricepe. Se pricepe, aha, aha. Bravo, tată, bravo! Ai un cofrag de ouă de la mine! Las mai jos! Ia! Dă-ți. Hai, e bun, e bun, ies, cred că ies până la urmă. Bravo! A început să învețe, a început să învețe. Acum și acum și fac diplomă de excavatorist și eu dau. Bă, ce frumos lucrează cu el. Uite-o, ce frumos lucrează cu el. Chiar îmi place. De aici nu te duci așa? Bravo lui! Îi fac diplomă. Îi fac diplomă și îi dau diplomă. Ia! La grande lucrează, domnule, la grande. Ia. Să vedem ce zice maestru excavatorist. Excavatorist. Nu cu lopata, să vedem poate mai trebuie să mai iau o leagă dintr-o parte, știi? Aha. Și vor, eu doar ți-am zis că să dai mai tare, să o spargi, dar nu mi-ai auzit. E șoate pe lângă șoate.
Oricum, mă, faci multă. Da, da, unii. Olea, că te-ai scrijulat aici, faci mult. Te cât dau eu. Are un chef de treabă ăsta la clăie. Uite alea clăie. Se cunoaște cum îngropat oglinda, că altfel nu mai avea chef. De ce se râde, domnule? Băbuța Vânguța, domnule, nu-i Vanga. Uite așa, trebuie luat fără marge la asta. Dă-c, mă, eu, ha. Nu mai bag o dată și mai scriu jur. Hai că ies o treabă de, de milioane ies. Vine de Hania. Vine dinozaur. O, și frumos ta saza. Genila. Acum a zis că mai raștetează odată. Ca să o faci moleacă mai lată, că e cam îngustă. Ia. Are o șoată acolo. Auzi. E tot mai lemn. Trebuie să aduc drujba să-l tai, că altfel nu mi-e. Op! Scutură florile de Jeșun. Firește asta. Le are, i-am zis că îi dau diplomă, îi dau diplomă. Trebuie să-i fac neapărat o diplomă. Da, iese treabă. Eu de acum apuc să dau cu lopata. O să de lopată. Eu nu sunt de excavator. Până termină Cornel de nivelat acolo, eu mă duc să o curez pe Sașa. Băi, nu știu, mă bâlbâi. Aveam gura plină de castraveți. Da! Mi-e dau coleacă de un soare de gălbenele. Sașa, cine e acolo, fetiță? Hai să-ți dau o leacă, să vedem. Hai, vină cu a, vină cu a. Hop! Te-ai cu minte. Te-ai cu minte, te-ai. Te-ai o leacă, o și-ai făcut aici, vă, leu. Uite, și-ai s-o dus unde am dat-o cu gălbenia. Te-ai cu minte. Tei. O rup poarta. Să știu nebun, o rup poarta, bă, băiatule. Bă, băiatule. Bă, rup poarta, bă. Bă, nu te uiți o leacă. Bă, și omă. Bă, băiete, bă. Nu se uiți o leacă pe unde mergi, bă. Uite, o rup poarta. Hai de mine și de mine. O repar înapoi el acum ca să zică că... Bă, tu până la urmă cred că strâștet. Da. Dar tu unde-i șerpul? Eu am curat-o pe Sașa. Gata, dă-te-și. Dă-ți închid aici. Stau să mă uit la tine cum faci cu excavatorul. Ia. Trag el pământul pe asta. Gata, domnule, mai dăm și la lopată. Bun. Bun. O crupiară poartă. Numai gine, dacă au făcut flenduri pe aici, cred că nici nu trebuie să mai dau cu motoculturul ca să semănăm iarbă. Da. Gata? Da. Poți să le iau eu de acum?
Ce să iei? Excavatorul. A, nu mai zici nică, ia uite. O lua cheile cu el, de asta nu mai zici nică. Ha? El lua cheile. Nu, s-a acolo cheile. S-a acolo. O, mă, sui, domnule, să-l mai strâng, să mai faci ceva și pe aceea, dai jina pe mini. E bun? Aha. Sau nu e bun? E bun. Dar trebuia la dreptă, nu? Nu prea e drept. Ha? Nu prea e drept, parcă. Trebuie de acolo, la hârleță. Da. Cu hârlețul. De aici, nu? Da. Da. Cofragul e pus. De acum eu mă duc să pregătesc ciment, nu? Da. Dar înainte de asta... Cornelii, e foame! Dar se aude și să știe când e foame. Pusăsăm eu pe aici, nu mai țin minte unde pusăsăm o conservă. Uite, am luat la cuțu, am luat o grămadă de conserve. Să aibă. Dar pentru mine n-am luat ceva. Uite că am găsit-o. Am găsit-o. Crezi că nu mă descurc eu fără? Mă descurc. Hai de mine. Merge fără pâine, n-am pâine, n-am nimic, merge așa. Rățușca, vină mă! Iute! Iute! Uf, na! Ei, sunteți... Șuleac băt din cap. Aha, a venit pisul. Na, pisul, să-ți dau și ție, chiar dacă... Na, pisi. Na, pisi, vină încoa. Vină, uite. Ești papă. Și silențios merge. Da. Da. Nu vreau de mâncare, domnule, sunt dani acadeli. Da, mâncare, nu trebuie bombonele acadele. Din America. Acadele din America. Ia vezi și gust are. Are gust american? Îți mai dau? Da. Nu mai vreau. Da, bă! Da, cadica! Nu mai vreau! Ce ai, bă? Unghia! Unghia și ieșută? Aha!
Corneli, există o mică mare problemă. Mică mare problemă și? Ni foame. Lasă-mă cam mie. De ce? Așa, trebuie eu. Cum, mă? Nu, am glumit. Ne ieșu foame, dar nu mai este ciment. Nu mai fost decât un sac jumate. Și un sac jumate a intrat aici. E și buză albina asta pe la capul meu. Mă duc să mai cumpăr... Cât sase mai cumpăr? 4. 4? Uh-huh. Ajung 40? 4 deocamdată. Păi după aia mă duc iar. Eu vreo 10, dacă tot eu. 10 sase? Da, și are. Păi da, unde? După aceea mă duc iar, mă trimit iar, iar fac 10.000 de drumuri. Ori îi dăm bătăi, ori nu îi dăm bătăi. Uite, e aproape gata. Mai este încă un kilometru până sus, dar mă duc după ciment. Altă treabă. Vede altfel. Ai venit? Cornele! Ai venit? Eu și ți-am adus. Ce? Înghețat! Hai să vedem înghețatul și ne apucăm de treabă. Uite-l! Hai, am crezut că te calci acolo. Vezi cum iasă? E altă treabă. Nu mai fugi chetroaile astea și în sânga. Muța pui imediat de muț? Da, după și punem până aici, stăm o leacă. Când am pus până aici, stăm o leacă, știi? Și pe urmă îl disfacem ușor și le tragem mai la deal. Dar cum te ai gândit să ne iei înghețată? Ai venit repede. Am venit că e de treabă, domnule. Hai de mine și să, și să vorbim. Băi, dar am uitat să zicem. Au venit și persoane ieri. S-au spalat atâtea vasele. Da. Așa. A lăsat o sacoșă de... O lăsat o sacoșă de un braț de, de leuștean. Aici a trebuit tăiat tot și pus la uscat. S-au spalat vasele, le-au pus tăiat aici, frumos. Nu pus și telefonul e tău. Le-au pus cu gura în jos, tăiat frumos aici. Mulțumim. Da. Când mai veniți? Duminica. Mai nu, da, suntem noi aici. Nu suntem noi aici. Puteți da o leapă de apă la găini. La găini. Urluiala e acolo. Doar nu e așa, așa de greu. Că doar este. Este aici. Uite, tot. Fântâna e aproape. Puteți să scoateți apă din fântână. Le puneți apă. Poate nu vine chiar atunci și atunci. Da. Nu te-ai dus, domnule, să mănânci. Îți mai place la umbră. Vrei la soare, da? Hai de unde sta.
Dacă se treagă. Cam cât așa? Cam o jumătate de oră. E bun. E cât se trage, e, hai să facem ceva de mâncare. Adică să faci mâncare. Cum acum, bă? Acu? Păi da, și facem până să trage. Luăm asta acum. Și luăm? Acum o luăm. Ui, lasă-l să tragă. Ui, dacă nu se trage, Corneli. Păi lasă-l să tragă. Păi aici și faci aici. Păi da, nu șeri mâncare. Păi cine nu șeri? Eu șer mâncare. Hai să vedem, să punem la foc. Ai zis că faci și azi ceva bun. Dar n-am timp. Cum n-ai timp? Nu-și fac focul, n-am. Dar focul e făcut. Unii fac. Da, uite, acum îi dau imediat. Uite, nu vezi că ies fum? Unii ies fum de la bunul alicele. Uite, nu-și fac focul, n-am. Păi, dar fac focul. Fac focul. Tu duci și pregătești. Apă la încălzit, hai. Pregătești puiul, că ai zis că faci pui. Da, puiul, dar n-am apă. Să pui la încălzit. Aduc apă, domnule, și e așa greu. Fac focul, aduc apă, hai. Hai. Și hai, uite-mi. Păi și tu și faci, stai acolo. Tu stai puiul. Dar focul imediat, pac, țac, uite, două, trei, cu bricheta, bang, 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 imediat e foc. Și crezi că stau? Ei! Ha? Pe care să-l tai? Da. Pe cel mai mare, mai gras și mai frumos. Păi da, că e cald, le aduc acum. Pe cel mai mare, mai gras și mai frumos. Coșel. Tai. Ei, nu așa la ochi, slabă! Care e slabă? Ăsta e cel alb? Tai, da, tai unul alb, bă. Care e carne bună. Uite, ăsta de aici. Care e și ala, lasă-l de pe aici, să mai crească cu piele de pe ea. Și așa ala crezi că e mai bun? Da, tot ce mai are. Ei, tai-l pe așa. Da! E bun așa. Asta e, dacă asta e menirea lor, doar nu-i creștem de frumusețe, îi creștem ca când și când să mai mâncăm o leacă de cărniță. Păi da, nu? Unul, măcar unul la săptămână, ne ajunge până la sfârșitul anului, ne ajunge. Ui, Cornel, nu, stai că m-am, stai, aruncă-l înapoi. De ce? Mai degrabă hai să scoatem peștele. Scoatem peștele din bești. Cornelii! Scoatem peștele din beși. Ce pește, bă, ce pește? Voi nu mă bagi, domn, beși acum pe pește. Dar până acum te bagai, acum nu te mai bagi? Nu, domnule, hai să-l scoatem. Nu, dar scoate-l tu, dar până acum nu vrei să scoți pește, acum nu mai vrei? Scoatem și pește. Domnule, hai să scoatem peștele din beși și să facem mâncare. Pașim un pește, uite, am aprins focul, vezi? Facem pește prăjit. Hai. Facem și pește prăjit. Deși? Așa. Haide, domnule, să scoatem peștele. Cum să termin? Uite să mă bucă, e roșia! Dar prea acum te-ai bagat ca să-l scoți, acum nu te mai bagi. M-am bagat atunci. Da, acum nu mai vrei. Da. Haide, domnule. Deloc. Cum deloc? Așa, că vrei eu. Bagă-te tu, domnule, dar până acum cum te-ai bagat? Acum nu te mai bagi? Bagă-te, scoate peștele. Acum când te rog eu nu-l scoți. Bă, boale treabă. Bagă-te și scoate. Facem pește la tigaie, facem. Da. Hai grijă. Uite, tragi cu crâznica. Crâznica? Da. Uite așa. Dă-i, ușor. Până iesă. Trebuie să-l prindem. Îl luăm seama aici cât se face, de 10 kg? Dă-l, domnule, să prinde-l tu. Dar atunci cum l-ai prins? Acum nu-l mai prins? Ce pește e aici, ui? Cum mă, trebuie să și iei peștele mari, ui? Uh-huh. Peștele mari! Păi, băgă tu și prinde pe peștele mari. Dar preacu, acolo l-ai prins, adică acum bag eu. Nu se vede, vezi, nu-i limpede apa, nu-l vezi? Da, se vede. Prinde-l. Prinde-l, domnule. Cum să prind? Ți nu ieși afară, păi nu prinzi peștele. Da. Păi și nu-l sâmți? Nu-l sâmți. Ei, nu-l sâmți, na. Lăsă, domnule, să caute peștele acolo. Acum, până acum căuta pește și acum nu mai vrei acum să caute pește. Să aduc eu lemne.
E? Nu reușești? Prinde-l, domnule, cum să, dar până acum cum l-ai prins? Acum nu-l mai prins? Tatălor, pentru cei care nu știți, peștele au deședat. Am dat la găini și l-au mâncat găinile și o mai rămas atât din el, dar el cred că nu l-a văzut. Ha? Uite, peștele, uite-l. Ce faci, domnule? Dar de ce ai stricat? Păi cum, mă, nu mai prins pește acum? Deși? Nu, ce prinde? Nu stau o oră în bici ca să prinde peștele? Păi până acum vrei să-l prinzi, erai disperat să prinzi peștele, acum nu mai prinzi pești? Prinde-l, nu faci unică jucare. Cum? Hai, domnule, hai că mă bag eu, vin încoace. Hai, vin încoa. L-am prins deja. Bun. Hă? Bun. Da. Vine să-ți-l arăt. A, de domnule. Vine, domnule, să-ți-l arăt. Uite-l. Sus. E tot înainte și la stânga. Înainte. Și la stânga. Vezi? Uite aici. Uite acolo. Uite acolo-i peștele. Îl vezi? Sau nu-l vezi? Ce-i acolo? Peștele. Da, și cu așa la acolo. Uite, domnule, peștele aici. Uite-l. Da, și cu el. Uite-l, peștele. Stai, că nu se vede. Și cu el. Cum și cu el? Uite, pește. Vezi că e pește sau nu-i pește? Și de și așa. Tu slăgit? De și așa. A murit. Și dacă a murit, trebuie să mă pui pe mine să caut. Păi da, nu, dar până acum n-ai vrut să cauți pești. Ne, ți-am făcut-o și eu. Uite și da, peștele, ce să-i fac. Cum să nu faci e mâncare? Hai să tăiem puiul. Uite, am făcut foc. Du-te și tai puiul și să facem, că zic că faci puiuț la... Puiuț cu smântână, zic că faci. Uite acum, smântână el. Hai. Aș face smântână. Oglinjoara mea. Măi lasa și fără pești și fără oglindă și fără nic. Ai făcut exact cum ai vrut tu. Da, exact cum ai vrut tu. Și de ce și pui foc atâta? Să baldă. Da, să vedem cât e altceva. Facem mâncare. Da, uite. Nu, ia. Nu, nu, nu. Uite, ia scândrașe. Scândrașe, eu de acolo. De ce? Rup eu. Dar nu acolo. Ia, pune, dă-te un coas, dar te unde s-o rup. Du-te! Că eu leacă, domnule. Hai, pune, dă-i acum cu ciorul. Hai, rup eu tu. Hai, dă-i cu ciorul acum. Dă-i. Deci așa e rup masa. Nu? N-am rupt nicio masă. Cum, l-am văzut eu? Unde ai văzut? Nu arată nici persoane. Hai, e tașe. Cum ne-au arătat clipul? Păi, pe gura lumii nu trebuie să te iei niciodată. Chiar dacă văd adevărat. Nu o să facem casă niciodată dacă te iei după gura lumii. Da. E, dar să știi. Da, și... Trebuie să ai încredere în mine. Da, și eu sunt surat cu tine să fac casă? Păi, asta nu-i casă și asta. Dacă tu te iei după gura lumii, nu mai facem căsuță. Deci, chiar dacă e adevărat, nu trebuie să mă bag în seamă. Nu, domnule, vor să bagi râc între noi, știi? Nu trebuie să iei în seamă, știi? Nu e adevărat. Dacă e făcut, e editat video și e făcut, na? De cine? De prumii. De boca în care se pune ție. Prum. Ia că îl editează. E altă persoană și faci? Face trucaj. Da, trucaj. Da, asta nu-i trucajă? Care? Asta e trucajă care când ai rupt așa, aici? E trucajă? Nu-i trucajă, da. Da, și? Nu-i trucajă. Hai, rupi și... Hai, ce faci? Strici și vatra la cuptor. E normal că o strici. Da, ce o strici? Dacă se dă așa de aici, normal că forță care acționează asupra. Înseamnă că nu e adevărat, degeaba, n-am... E strucajă acele ce-ai făcut. Ei, sunt da. Ce s-a audit, domnule? S-a dus după pui. Iotă-l. E foame și lui, că altfel nu se duce. El să iei puiul. Ia. Da, ce faci? Îmi fac.
La oală fac. Vezi că nu mai tai puiul. Mă faci să umblu după el. Așa mai mergi, nu, Sașă? Da. Aștept și tu, nu, cărniță? Te veri, ure, cărniță! Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim.